Bună ziua, dragele! Pentru azi am pregătit prezentarea operațiilor cu fișiere și directoare. Numele meu este Daniela Tarasă și vă invit să urmăriți acest material. Voi prezenta crearea unui director numit și folder în două moduri. Pe suprafața de lucru a ferestrei Explorer, executați click pe butonul din dreapta al mouse-ului, iar din meniul ce se deschide, selectați opțiunea New, adică nou, iar apoi alegeți opțiunea Director sau Folder. A doua modalitate, din meniul ferestrei Explorer, alegeți opțiunea New Folder. În ambele cazuri, la apariția noului director, veți șterge numele ce apare pe fundal albastru și veți scrie numele pe care doriți să-l dați acestui director. Crearea unui fișier va fi prezentată și ea tot în două moduri. Începem cu primul mod. Pe suprafața de lucru a ferestrei Explorer, în directorul în care doriți să adăugați fișierul, executați click pe butonul din dreapta al mouse-ului, iar din meniul ce se deschide, selectați opțiunea New și apoi, din următorul meniu, alegeți tipul fișierului pe care doriți să-l creați. În acest exemplu, noi am ales un fișier de tip text document. Al doilea mod pentru crearea unui fișier este crearea lui dintr-o aplicație. Alegeți și deschideți aplicația din lista aplicațiilor butonului Start. Dacă nu regăsiți în listă aplicația dorită, scrieți numele ei în caseta de căutare sau deschideți lista All Programs. Pentru selectarea fișierelor și a directoarelor am ales să prezint patru moduri distincte. Începem cu selectarea unui fișier sau unui director, care se poate realiza printr-un click al mouse-ului poziționat pe numele acestuia. Fișierul sau directorul va apărea selectat cu o culoare mai închisă, de obicei albastru închis. Dacă doriți să selectați mai multe fișiere sau directoare, țineți apăsată tasta Ctrl în timp ce selectați fișierele dorite. Selectarea mai multor fișiere se poate face și prin marcarea acestora cu mouse-ul, ținând apăsat butonul stânga al mouse-ului și apoi înconjurând fișierele pe care doriți să le selectați. Selectarea tuturor fișierelor dintr-un folder se poate realiza și prin alegerea opțiunii Select All din meniul Organize al ferestrei Explorer. Voi prezenta două modalități de redenumire a fișierelor sau directoarelor. Redenumirea înseamnă schimbarea numelui unui fișier sau unui director creat anterior. Primul mod, selectați fișierul sau directorul pe care doriți să-l redenumiți, dați un click dreapta și apoi din meniul apărut alegeți opțiunea Rename. Al doilea mod de a redenumi un fișier sau director este următorul. Selectați fișierul, deschideți lista meniului Organize și alegeți opțiunea Rename. Atunci când doriți să aveți același fișier sau director în mai multe locații, utilizați opțiunea de copiere a acestora. Copierea fișierului sau a directorului se realizează prin una din următoarele opțiuni. Prima opțiune, cu ajutorul ferestrei Explorer, selectați mai întâi fișierul sau directorul pe care doriți să-l copiați. Din lista meniului Organize, alegeți opțiunea Copii, numită și copiere, sau utilizați combinația de taste, Ctrl și litera V. Fișierul sau directorul copiat este mutat în clipboard. Clipboard este o memorie virtuală intermediară pentru păstrarea pe termen scurt a obiectelor copiate. A doua opțiune, după selectarea fișierului, apăsați butonul dreapta al mouse-ului și apoi, din meniul afișat, alegeți opțiunea Copii. În ambele cazuri, pentru a lua fișierul sau directorul din clipboard și a-l pune în locația dorită, va trebui să accesați locația respectivă și să alegeți opțiunea Paste, numită și lipire.
Spre deosebire de operația de copiere, mutarea semnifică schimbarea definitivă a locului în care va apărea fișierul sau directorul mutat. Dacă doriți să mutați un fișier sau un director în altă locație, puteți alege, după deschiderea ferestrei Explorer și selectarea fișierului sau directorului pe care doriți să-l mutați, din meniul Organize, alegeți opțiunea Cut, numită și tăiere, sau utilizați combinația de taste Ctrl și litera X. Fișierul sau directorul care a fost selectat și pentru care s-a ales această opțiune va fi mutat în colecția Clipboard. Pentru a muta definitiv fișierul sau directorul din Clipboard în directorul dorit, va trebui să alegeți locația și apoi, din meniul Organize, să alegeți opțiunea Paste, numită și lipire, sau să utilizați combinația de taste Ctrl plus litera V. O altă posibilitate de lipire a fișierului sau directorului pe care doriți să-l mutați într-o altă locație este alegerea opțiunii Paste, numită și lipire, din meniul pe care îl obțineți atunci când executați clic dreapta pe butonul mouse-ului în locația dorită. Dacă sunteți siguri că nu mai aveți nevoie de un anumit director sau fișier, pentru a elibera spațiul ocupat de acesta, puteți alege opțiunea de ștergere a acestuia. Fișierul sau directorul respectiv va fi mutat automat în Recycle Bin, care este asemănător unui coș în care aruncați ce nu vă trebuie. Un fișier poate fi șters prin una din următoarele modalități. Selectați fișierul pe care doriți să-l ștergeți și apoi apăsați butonul Delete existent pe tastatură. La apariția ferestrei Delete File sau ștergere fișier, va trebui să executați clic pe butonul Yes. O altă modalitate de a șterge un fișier. După selectarea acestuia, apăsați butonul dreapta al mouse-ului și apoi alegeți opțiunea Delete sau ștergere din meniul apărut. O altă modalitate de ștergere a unui fișier sau un director după selectarea acestuia este alegerea opțiunii Delete, numită și ștergere, din lista meniului Organize. În toate cele trei cazuri, pe ecran apare fereastra de dialog ștergere fișier, care vă cere să confirmați ștergerea și trimiterea lui în Recycle Bin. Dacă ați șters din greșeală un fișier sau un folder de care mai aveți nevoie, sistemul de operare Windows vă oferă posibilitatea de a recupera fișierul sau directorul respectiv. Pentru a recupera un fișier din Recycle Bin, trebuie să parcurgeți următorii pași. Deschideți fereastra Recycle Bin, selectați fișierul sau directorul pe care vreți să-l restaurați, alegeți opțiunea Restore, se deschide din fereastra de dialog care se deschide, executați clic pe butonul Restore și apoi clic pe butonul OK. Astfel, fișierul sau directorul respectiv va fi adus exact în locul în care se afla atunci când a fost șters. Pentru a căuta un fișier sau un director, puteți utiliza fereastra Explorer. În caseta de căutare, scrieți numele fișierului sau a directorului pe care îl căutați sau, dacă nu vă amintiți numele fișierului, puteți folosi combinația steluță, punct și extensia fișierului. În exemplu aveți aici căutarea tuturor fișierelor cu extensia PNG utilizând steluță, punct, PNG. Am obținut toate fișierele de tip PNG existente în folderul pe care l-am selectat pentru căutarea acestor fișiere.
O altă modalitate de căutare a unui fișier este utilizarea meniului din butonul Start. Dacă vă aduceți aminte în ce aplicație a fost creat fișierul, atunci puteți utiliza din lista fișierelor recent lucrate prin selectarea aplicației respective sau puteți utiliza caseta de căutare din meniul butonului Start, scriind tot așa numele fișierului, a directorului sau utilizând steluță, punct și extensia fișierului căutat. Azi v-am prezentat operații cu fișiere și directoare. Până data viitoare, vă doresc succes!